No, deci am pus link-urile lui Vibes of Cosmos sub video dacă vrei să faci tu investigații mai multe și ușor constelațiile cu fazele lunare, luna nouă și prima jumătate și luna plină și a doua jumătate și cu cele 3, 6, 9 constelații și unghiurile la 90 de grade, 180 de grade și 270 de grade. Foarte simplu, o să venim mai în detaliu mai încolo, vreau să fac acum o imagine mai mare. Cercul constelațiilor care dacă pui harta lunii, care reprezintă reflecția oglinda Pământului, până la urmă o să vezi că unii Hiperboria și de fapt nordul magnetic nu este într-un centru perfect, ci este acolo undeva cam la, să spunem, undeva sud-est, dacă luăm așa în perspectiva planului. E foarte simplu și urmă trebuie să pui mapa pe cercul constelațiilor, asta e o chestie care s-a făcut foarte mult timp, numai că nu, asta din cauza că tu nu știi cum să investighezi sau n-ai chef, asta e altă poveste. Cum se formează lumina zilei, nu? Că tot este știință, în ionosferă, acolo sunt gazele inerte și cam la 40 km acolo ne apare câmpul electromagnetic care se curbează, ceea ce se curbează este câmpul electromagnetic al soarelui, care este și el la rândul lui o reflecție și nu Pământul. Și așa se formează prin interacția cu gazele inerte în mediul ăsta închis, ziua este zi și noapte, totul este științific și explicat și în textele care sunt rău înțelese ca și creștine, dar nu, fiecare după felul lui, și cartea lui Enoch, care și cu alte cărți și cu Veda spune despre cele 7 ceruri, nu? Adică cum ar fi 7 tavane sau tavanuri, în fine, sau domuri, sau cum să le spui, primul, acolo se află Luna și Soarele, după aceea apare Mercur și Venus între al doilea și al treilea, după aceea apare al treilea, după aceea apare Marte, după aceea apare al patrulea, după aceea apare Jupiter, de aceea vezi un punct roșu pe Jupiter, pentru că Jupiter se află deasupra lui Marte, și după aceea apare al cincilea, al șaselea, al șaptelea, și că asta, de fapt, NASA, când îți arată globul Pământului, care este sferă perfectă, la asta se referă. Dacă cineva te-ar duce ca și pe Enoch și te-ar pune în afară, ca să vezi cele 7 ceruri cum ar veni, ai vedea o sferă perfectă. NASA și ceea ce tu numești ăștia care se află în elită îți dau întotdeauna adevărul, dar prin coduri. De aceea în filme și în publicitate și în muzică și în desene animate și toate se pun lucrurile cu coduri. Există un exemplu, Jupiter se află deasupra lui Marte, dacă tu te uiți de pe Pământ, în sus evident vezi pe etape, nu? Adică pe rânduri, pe ramuri, pe nivele cum ar veni și numai că dacă din cauza că totul este câmp electromagnetic și este și un fel de semi-transparent, se vede punctul roșu în Jupiter, de aceea spui că Jupiter are punctul ăla roșu acolo, știu, cum arată și NASA de fapt. Ca să înțelegi, semitransparența lunii, normal dacă ar fi o rocă solidă, n-ai vedea o semitransparentă și chiar de foarte multe ori transparentă. Cine trăiește în zonele deșertice, tot timpul este cerul albastru și vezi soarele și luna, vezi luna transparentă, știi cum, așa, dintr-o dată, din fiecare zi. Și nu, aici explică fainos în engleză că nu este un obiect solid, că este fenomen de plasmă electromagnetică focalizat ca efect oglindă, foarte important chestia asta, mirrored, focalizare mirrored, e un lucru care se înțelege foarte bine în limba engleză, cine știe, câmp electromagnetic și sunt și reacții fotochimice în ionosferă, pentru că tot este explicat științific și NASA a spus că nu putem să ieșim mai încolo de o anumită limită și îmi place foarte mult, este un interviu despre care am să vorbesc despre interviul respectiv, un om de știință care se numește Among R. Foster, în 1965, 4 ani înainte de misiunile Apollo, foarte fain interviul ăla și spune un om de știință care e foarte respectat și normal că în limba engleză au spus, nu, că e minciună, că nu știu ce, nu știu cum, știi cum e indificată, se încearcă să se facă tot posibil ca să nu să, no, dar cum nu au ce face, știi, din cauza că au ieșit interviu pe ABC, care este un mediu de comunicații foarte important în cazul ăsta în Australia și au spus, nu putem să-l ștergem interviul ăsta pentru că face parte din arhiva unui mediu oficial de comunicație. Atunci ce au făcut? Au spus că, nu, că ăsta e un om loco, adică nebun, că e crazy, că nu știe ce vorbește și că nu se știe nimic despre el și că habar, normal, anii 60, măi. Cum era televiziunea românească în anii 60, hai doamne feri, era, hai de capul nostru și de capul lor, pentru că și în America era la fel de nașpa. Măcar în America aveam niște seriale, cum au fost serialele alea faine cu eroi în anii 60 și era seriala cu Sabrina, parcă, cu vrăjitoarea, bine, au și americanii niște lucruri faine în anii 60 și cam atât. Îmbătrânim în ignoranță. Acum sunt două tipuri de oameni în lumea asta, în toate limbile, nu are importanță. Sunt oamenii care continuă să trăiască pe pământul glob cu apă curbată, mi se pare logic, de dacă ție îți place aia, foarte fain. Și apoi sunt ăștia clasicii care nu mai vor să iasă din harta aia specifică, harta clasică cu pământul plat, știi că apare domul cu cercul de gheață și gata, aia este supremul adevăr absolut. Eu măcar încerc să merg mai departe, să îmi scot doctrina asta aiurită din cap care ni se apare la toți. și încerc să aflu mai multe despre ceea ce este mai aproape de lumea reală. Acum, dacă tu ești împotriva lumii reale, eu te respect, pentru că e nevoie de foarte multă voință de foc ca să fii în zona ta de confort, să-ți continui viața plictisitoare cronică. Eu o respect foarte mult, pentru că eu, de exemplu, n-am avut suficientă capacitate intelectuală și voință ca să rămân în zona mea de confort. Plictiseală cronică, depresie absolută. Atunci trebuie să ies ca să expres. Și atunci eu consider că dacă ție îți place zona de confort, mai bine rămâi acolo. Sunt foarte mulți creatori de conținut care îți spun ceea ce urechile tale vor să audă. Eu aici pe Dacul Liber îți spun ceea ce trebuie să auzi. Și acum, dacă ție nu-ți place ce trebuie să auzi, mai bine mergi de aici. Pentru că nu mai pierzi timpul. Pentru că lucrurile astea nu sunt pentru cine vrea să stea în zona de confort, înțelegi? No. Și adevărul s-a dat tot timpul, este află codificat și NASA dă adevărul foarte mult, mă gândesc să-l decodifici, știi? Trebuie să decodifici, de-aia au pus pe harta globului, harta Antarctica, care apare la Polul Sud, are formă de creier uman. Dacă tai creierul uman în formă transversală, e exact forma creierului uman văzut din profil, din lateral. Ca să gândești. Nu crezi că cineva o să vină să-ți dea n-am mură în gură. Dacă ți-ar da mură în gură, unei distracția, știi? Toată lumea spunea că nu, dar trebuie să gândești. Ești să vede, ești capacitat, ești inteligent sau ești doar o simplă oiță acolo în colțul tău. Ceea ce e foarte bine, n-ai nimic împotrivă. Și mie mi-ar plăcea să fiu oaie. Pentru că e mai simplă viața. Mergi la lucru, vii acasă, te mai uiți pe stradă să vezi ce e interesant, pe la știri, mai joci un videojoc, te mai duci în vacanță când poți, te mai chinui cu banii și gata. Îmbutrânești și mori. Și punct. E foarte simplu și mai ușor și mai agradabil și mai comod. No, dacă ai chef să exprezi mai mult ca și mine, nu mai vine aici și încearcă să spui că nu știu cum, pentru că aici sunt niște chestii care de mult s-au dat, numai că numai aia care au capacitatea ca să-și pună creierul în funcțiune, cum arată harta Antarctica, formă de creier din profil, înțelegi? Totul s-a dat, tot adevărul s-a dat de mult, numai că nu trebuie să ai chef. Și dacă n-ai chef, ce cauți aici, măi? Ne vedem în următorul video cu multe chestii interesante, că sunt foarte multe, încerc să fie cât mai ușor, cât mai simplu și cât mai direct. Spre următoarea publicație. Crazy, cum spun americanii.